Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Prețul fericirii, episodul 102. YLDZ-i găsește pe Kagatai și pe Kansu împreună în camera de hotel. Kagatai încearcă să-i spună că nu este ceea ce pare, dar Yıldız se întoarce acasă, îi ia pe Asuman și pe fiul ei și merg la un hotel. Între timp, Mahmut o atacă pe Şahika, dar ea reușește să se salveze și îl ucide. Zehra, care acum locuiește la Hasan Ali, este foarte agitată de când Mert a părăsit-o, iar Şahika îi pune calmante în mâncare pe ascuns. Fiind sub efectul medicamentelor, nu realizează ce se petrece în jurul ei, iar Şahika o face să creadă că ea l-a ucis pe Mahmut. Același lucru îl spune și lui Hasan Ali. El bănuiește că nu este adevărat, dar nu poate dovedi. Pentru a o salva pe Zehra, aranjează ca un angajat de-al lui să spună că el l-a ucis. Feride merge la Hasan Ali și îi spune situația dintre Kagatai și Yıldız. Hasan Ali decide să o trimită acasă pe Kansu și să își ajute fiul să-și salveze căsnicia. Şahika îi spune că a investigat-o pe Kansu deoarece a avut ceva suspiciuni în privința ei și a aflat că nu este fiica fostei lui soții. Astfel, când Hasan Ali o alungă pe Kansu și ea îi zice că Şahika și Ender au adus-o, el nu o crede. Emir și Kaner îi spun lui Yıldız cum Kagatai a picat în capcana lui Kansu și o asigură că nu a înșelat-o. După aceea, Atai încearcă din nou să vorbească cu ea, dar Yıldız nu îl iartă pentru că a mințit-o. În cele din urmă, Hasan Ali merge și el să vorbească cu ea. Fiindcă nu o poate convinge să se întoarcă acasă, insistă să stea la el până va lua o decizie. Pentru a-i împăca pe Yıldız și pe Kagatai, Şahika pune la cale un plan. Seara, pleacă cu toții de acasă pentru a-i lăsa pe cei doi singuri să discute. Ca să fie sigură că planul funcționează, Şahika îi închide în cameră. După ce pleacă toți, Kansu merge și incendiază casa. Kagatai și Yıldız sunt blocați în cameră și în cele din urmă amândoi își pierd cunoștința din cauza intoxicației cu fum. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.